Declarații chiar acum în direct, ministrul educației Sorin Câmpeanu la ieșirea de la administrarea apelului. Haideți să-l ascultăm. Exact în cadrul metodologiei, bazat pe grupurile țintă formate din toți cei care au avut pierderi de suferit pe parcursul predării online, pierderi raportate de către școli prin intermediul inspectoratelor județene, în paralel cu asigurarea resurselor financiare, deja fiecare școală cunoscând bugetul în care trebuie să se încadreze, va face în așa fel încât acest buget să fie repartizat prin decizia Consiliului de Administrație, după ce elevii vor fi făcut deja evaluările necesare. Deci, practic, acest proces pot spune că a început deja, pentru că el începe cu evaluarea pierderilor de către profesori pentru a estima numărul de ore, pentru ca mai apoi acest număr de ore să fie plătit din acest program național. Sunt câteva sute de școli la nivel național și nu mă refer la cele cu probleme de autorizații ISU, ci mă refer la cele care nu au pază, domnule ministru. Tolerează Ministerul Educației autorități locale care nici până în acest moment nu au fost în stare să încheie contracte cu firme care să asigure paza elevilor în școli? Siguranța elevilor este un lucru care nu trebuie pus la îndoială. Necesitatea pazei este un lucru de asemenea clar. După cum la fel de clar este că nu se poate răspunde la întrebarea dumneavoastră cu privire la noțiunea de a tolera altfel decât în termeni legali. Autoritățile locale nu intră sub jurisdicția Ministerului Educației. Ministerul Educației prin inspectorate face toate demersurile posibile în limita cadrului legal existent. Mulțumesc! Da, așadar, ministrul educației Sorin Câmpeanu la ieșirea de la Spitalul Militar Carol Davila, acolo unde a primit rapelul, adică cea de-a doua doză de la Pfizer și BioNTech. Reevaluăm măsura purtării măștii la orele de educație fizică, a declarat ministrul educației. Foarte important anunțul ministrului, cadrele didactice vor avea prioritate la vaccinare din 15 februarie, așadar am urmărit în urmă cu puțin timp declarațiile ministrului Educației Sorin Câmpeanu.